Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou grupaj informativ! Autoritățile se declară pregătite pentru venirea iernii. În ședința de colegiu prefectural, care a avut loc astăzi la sediul instituției prefectului Vrancea, șeful secției de drumuri naționale, Marian Paraschiv, a arătat că planul de iarnă a fost aprobat, contractul cu firma de dezăpezire a fost încheiat și că în acest moment este în plină desfășurare activitatea de montare a parazăpezilor. În Vrancea sunt 3 baze de dezăpezire la Focșani, Adjud și Bârsești și alte 3 puncte de sprijin la Câmpuri, Vintileasca și Greșu. Contractul de dezăpezire a fost semnat cu aceeași firmă din Suceava care a asigurat aceste servicii în Vrancea și iarna trecută. La momentul de față, în bazele de dezăpezire ale secției Focșani, avem un stoc de 5.000 de tone de material antiderapant. Planul de iarnă a fost aprobat, bazele de dezăpezire sunt organizate, sunt dotate cu tot ceea ce le este necesar, astfel încât să nu apară niciun fel de disfuncționalitate. Mă refer aici la încălzirea termică, la instalația sanitară, instalația electrică și așa mai departe. Sunt igienizate, dormitoarele sunt pregătite. Deja, la momentul de față, avem 16 utilaje intrate în bazele de dezăpezire pentru efectuarea intervențiilor minime și a reviziilor de dimineață pe care suntem obligați să le facem, dat fiind faptul că temperaturile din ultima perioadă au fost negative. Ca o noutate față de anii anteriori, compania de drumuri a încheiat un contract de dezăpezire pe o perioadă de 4 ani, astfel încât prestatorii și prestatorul să se doteze, să se echipeze în mod corespunzător, să respecte toate normativele și cerințele care se impun prin caietele de sarcini. Planul de iarnă a fost aprobat, bazele au fost aprovizionate, iar la acest moment se montează parazăpezile. Aceste lucrări sunt întârziate oarecum pentru că pe terenuri nu s-au terminat muncile agricole. La nivel de rețeaua de drumuri naționale din județul Vrancea, necesarul de panouri parazăpezi și sectoarele, lungimea totală de sectoare care trebuie să apărate cu panouri parazăpezi este de 65 de kilometri. Noi, în momentul de față, în stoc avem 31,3 km. Cu personalul care îl avem, încercăm să montăm absolut toată această cantitate. Conform celor spuse de directorul secției de drumuri naționale Vrancea, Marian Paraschiv, în Vrancea se va acționa cu 70 de utilaje pentru curățarea drumurilor județene, 18 proprii și 52 ale firmei cu care s-a încheiat contractul. În perioada sezonului rece, cele mai multe incendii izbucnite la locuințele cetățenilor sunt din cauza improvizațiilor la instalațiile electrice sau de gaz sau a coșurilor de fum necurățate. Pompierii vrânceni reamintesc cetățenilor pericolele la care se expun dacă apelează la astfel de improvizații și vin cu mai multe recomandări în acest sens. Siguranța nu este un joc de noroc, este o campanie a pompierilor din România prin care și-au propus să avertizeze asupra riscurilor majore la care cetățenii se expun atunci când exploatează coșuri de fum neprotejate față de elementele combustibile, neetanșate sau necurățate, aparate electrice defecte sau improvizate, precum și în cazul utilizării necorespunzătoare a mijlocelor de încălzire care funcționează pe bază de gaz sau alte tipuri de combustibil. Foarte multe dintre incendiile care se produc în perioada sezonului rece la gospodării cetățenilor au ca punct de plecare aceste improvizații. Pompierii ne recomandă să acordăm mai multă atenție acestor lucruri și să fim mai responsabili. Pentru a-și proteja viața și bunurile, recomandăm cetățenilor să acorde mai multă atenție normelor specifice de apărare împotriva incendiilor. Astfel, asigurați verificarea, curățare și repararea coșurilor de fum, cel puțin o dată pe an, de către o persoană autorizată. Amplasați materiale combustibile la distanță față de sobe. Asigurați izolarea sobei față de podea și pereții din apropiere. Folosiți doar tipul de combustibil pentru care a fost proiectat sistemul de încălzire și respectați întocmai instrucțiunile producătorului. Amplasați un ecran în fața focarului șemineului, respectiv o tăviță metalică în fața sobei și țineți ușa închisă în permanență. Stingeți întotdeauna focul din sobă înainte de culcare sau înainte de a părăsi locuința. Nu așezați materiale combustibile pe mijloacele de încălzire electrice.
Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați cu soba aprinsă sau aparatele de încălzire electrice în funcțiune. În primele 7 luni ale acestui an, în județul Vrancea au avut loc 43 de incendii provocate de coș, canal sau burlan de fum defect, acest număr reprezentând un sfert din numărul total de incendii. Cătălin Lupu, tânărul crescut la Casa de Copii, a inițiat un nou proiect de strângere a unor ajutoare pentru copiii din centrele de plasament sau care provin din familii sărace. Cei care doresc să-l sprijine pe Cătălin în demersul său o pot face durând jucării, hăinuțe și rechizite la toate sediile Bibliotecii Județene și la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului până pe data de 5 decembrie. A avut o copilărie lipsită de bucurii, poate de aceea Cătălin Lupu vine cu un nou proiect pentru a strânge jucării, haine și alimente pentru copiii necăjiți. Ajutoarele strânse timp de o lună vor fi donate copiilor nevoiași pe 6 decembrie de Moș Nicolae. De pe data de 6 decembrie, cu orele 14, vă invităm la Balada Focșani pentru a lua parte la o acțiune foarte mare, la ceea ce m-am gândit să fac, să strângerea de jucării, de hăinuțe, de rechizite, de produse de igienă, unde vor fi donate copiilor neajutorați din toate centrele și copiilor celor care nu au niciun sprijin din partea nimănui. Aceste lucruri vor fi aduse începând de luni și până pe data de 5 decembrie 2016, vor fi adunate la toate secțiile de Biblioteca Județeană Vrancea și ar mai fi la Direcția pentru Protecția Copilului, unde vor fi niște coșuri care vor sta în fața instituțiilor timp de 3 săptămâni și în ele se vor umple. Mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit și celor care vor să mă ajute mai departe și le urăm mult succes mai departe. Echipa de fotbal CSM 2007 Focșani a pierdut cu scorul de 3-2 partida amicală disputată la Bacău în compania formației Aerostar. Gruparea pregătită de Vasile Burgă și Adrian Toma a oferit o replică foarte bună echipei de Liga a 3-a și a fost la un pas să obțină un rezultat favorabil. Băcăuanii s-au distanțat la 2-0 după primele 25 de minute de joc, dar Pădineanu a reușit să marcheze înainte de pauză. Pasăre a egalat în minutul 60, dar gazdele au marcat golul victoriei câteva minute mai târziu, profitând de o greșeală a defensivei adverse. Antrenorii Vasile Burgă și Adrian Toma au folosit echipa Lazăr Negrea, Grama, Nistor, Claudiu Mihai, Chivu, Lupu, Alexandru Duca, Pădineanu, Pasăre, Predoiu. Au mai intrat Lăbunț, Grigorică, Remus Popa, Ivanciu, George Duca și Mitală. Sâmbătă de la ora 12, echipa focșeneană va disputa un nou meci amical în compania unei echipe de Liga a 3-a. CSM 2007 va juca în deplasare cu gruparea gălățeană Sporting Liești. Împătimiții de aventură pe ATV sau Enduro au acum un traseu nou creat în Vrancea. Sâmbătă 19 noiembrie se deschide oficial o competiție în acest sens la Odobești, unde sunt așteptați circa 30 de participanți din toată țara. Prima ediție vine cu propunerea pentru cei interesați de a merge pe un traseu care măsoară circa 80 de kilometri. La eveniment pot participa persoanele care s-au înscris online sau prin telefon, precum și cei prezenți cu cel puțin o oră înaintea startului. Înscrierea, cât și participarea, este gratuită. Se pot înscrie doar persoanele cu vârsta peste 18 ani și care își asumă riscurile participării la un astfel de eveniment. Punctul de plecare va fi din Odobești și ajunge lângă Beciu, Petreanu, Târâtu, Hotaru, Mera, Andreiașu, Piscul Regiului, Șgheaburi, Răiuți, Răleul de pe Măgura Odobești, Vârsătura și se încheie înapoi în Odobești. Evenimentul este organizat de Centrul de Informare și Promovare Turistică Odobești prin Primăria Odobești. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi frumoasă ca aspect, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla în general slab. Temperaturile minime se vor încadra între 1 și 3 grade Celsius, iar cele maxime între 5 și 7 grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. La revedere!